fructul dătător de viață. În Apocalipsa, capitolul 22 cu versetul 2 citim: În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și de rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Fructul pomului vieții din grădina Edenului avea proprietăți supranaturale. A mânca din el însemna a trăi veșnic. Acest fruct era antidotul morții. După intrarea păcatului, grădinarul ceresc a transplantat pomul vieții în paradisul de sus. Sfinții răscumpărați, care l-au iubit pe Dumnezeu și au păzit poruncile lui, vor intra pe porți în cetate și vor avea drept la pomul vieții. Ei vor fi liberi să mănânce din el, așa cum au făcut primii noștri părinți înainte de cădere. Frunzele acelui pom nemuritor, având ramuri întinse, vor fi pentru vindecarea neamurilor. Toate vaiurile vor dispărea. Nu va mai fi niciodată boală, întristare și moarte, deoarece frunzele pomului vieții i-a vindecat. Iisus va vedea rodul muncii sufletului său și va fi înviorat când cei mântuiți, care au fost supuși întristării, trudei, suferințelor și care au gemut sub blestem, sunt adunați în jurul pomului vieții ca să mănânce din fructul nemuritor, la care primii noștri părinți au pierdut dreptul prin călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Nu va exista primejdea de a mai pierde dreptul la pomul vieții, deoarece acela care i-a ispitit pe primii noștri părinți să păcătuiască va fi nimicit de moartea a doua. Condiția pentru a mânca din pomul vieții era ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Adam a căzut prin neascultare. Ascultarea prin Iisus Hristos dă omului desăvârșirea caracterului și dreptul la pomul vieții. În mărturia lui Iisus către Ioan sunt prezentate clar condițiile de împărtășire din nou cu fructul pomului. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui, ca să poată avea drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Readuși la pomul vieții, în Edenul pierdut, mântuiții vor crește la statura de plină a neamului omenesc, în slava de la început. Urmele blestemului păcatului vor fi îndepărtate și cei credincioși se vor arăta în frumusețea Domnului Dumnezeului nostru, reflectând chipul desăvârșit al Domnului lor, la minte, la suflet și la trup. Minunată mântuire, mult discutată, mult așteptată, contemplată cu o anticipare înflăcărată, dar niciodată înțeleasă pe deplin. Părinte Ceresc, îți mulțumim că vrei să ne faci părtași la pomul vieții. De aceea, schimbă viața noastră, transformă, atinge-o cu Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, fii slăvit și lăudat. Amin.